Astăzi, în rubrica La Ordinea Zilei, discutăm despre semnele vremurilor. Sunt Ioan Ciobotă și vă spun bun găsit. Împreună cu noi prin telefon, pastorul Aurel Gheorghe. Discutăm despre semnele vremurilor, semnele timpurilor, semnele vremurilor în natură, în societate, în ceea ce se întâmplă pe planetă, în războaie și nu putem să nu ne uităm evident la Israel. Care credeți că sunt semnele spre care ar trebui să ne orientăm în înțelepciunea pe care Dumnezeu ne-a dat-o și în ceea ce ne învață Scriptura? Domnul însuși a spus că înainte de venirea Lui va fi o perioadă marcată de anumite evenimente care ne vor indica foarte clar că venirea Lui este aproape. Citesc din Matei, capitolul 24, două versete. Veți auzi de războaie și vești de războaie, vedeți să nu vă spăimântați că și toate aceste lucruri trebuie să se întâmple, dar sfârșitul tot nu va fi atunci. Un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății și pe alocuri vor fi cutremure de pământ, foamete și ciume sau boli. Pe scurt, acestea sunt de urmărit în creșterea lor în intensitate pe măsură ce venirea Domnului se apropie. Care ar putea fi explicația pentru care Domnul Iisus Hristos ne indică aceste semne la care să luăm aminte? Probabil că, și dacă nu ar fi sistemele de statistică după care să ne orientăm, probabil că nu ne-am dat seama dacă este vreo diferență față de acum 2000 de ani, față de acum 4000 de ani sau în vremurile noastre. Sigur, pe de o parte este așa. Instrumentele de măsură de astăzi sunt mult mai performante și unii au spus că din cauza aceasta noi ne dăm seama de mai multe lucruri. De altă parte, este evident în natură. Scriptura spune în Romani, capitolul 8, versetul 22, că până în ziua de azi toată firea suspină și suferă durerile nașterii. Întreaga natură intră într-un proces pe care Scriptura îl numește durerile nașterii, exact ca o femeie însărcinată înainte de a naște un copil, de a-l aduce pe lume, durerile acestea cresc pe măsură ce nașterea se apropie, iar natura aceasta este în acest efort, în aceste dureri care cresc pe măsură ce ne apropiem de ziua venirii Domnului. Ele cresc atât în intensitate cât și în frecvența cu care se produc. De exemplu, dacă este să ne uităm la cutremure, ar fi semnificativ de spus că în secolul trecut cutremurele de peste 8 grade erau o raritate, în timp ce acum aproape că apar lunar. Este un fapt atât de evident. În plus, numărul de victime și intensitatea acestor cutremure. Cele mai mari cutremure din lume s-au produs în anii precedenți. A fost unul de 9,3 în Indonezia în 2004, a fost unul la fel de 9,2 în Fukushima, în Japonia. Sunt cele mai mari cutremure consemnate în istorie și specialiștii se gândesc că foarte curând se va depăși chiar și limita aceasta. Pe de o parte sunt din ce în ce mai intense, de altă parte sunt foarte dese, sunt frecvente. În așa fel încât dacă ne uităm pe o statistică, de exemplu, a Serviciului de Geologie al Statelor Unite, USGS, acolo putem vedea lunar câte cutremure și de ce intensitate sunt. Iar pentru noi aici în România este foarte simplu, fiindcă am început să le simțim și noi. Nu știm dacă în felul acesta lucrurile vor continua și aici la noi, dar știm că Dumnezeu clatină lumea. Știrile despre cutremure în Europa erau o raritate, iar anul trecut și s-au publicat lunar. De exemplu, în Italia a fost o mișcare a pământului de în aceeași zi, s-au produs 4 cutremure peste 5 grade, care n-ar fi așa de mari, numai că deja a venit pe o zonă în care statele respective fuseseră pur și simplu demolate de cutremurul din august. Lucrurile acestea se întâmplă în miezul Europei, în mijlocul Europei, sub ochii noștri și produc victime, vorba de sute de morți în august. Sunt sub ochii noștri, Dumnezeu doar vrea să ne avertizeze, nu-i judecata finală, este o judecată în care Dumnezeu, prin care Dumnezeu ne avertizează ca să omul să își dea seama că există un creator și că trebuie să dea socoteală înaintea lui. Care credeți că poate fi explicația pentru această zvârcolire a planetei într-un fel, dacă analizăm din punct de vedere statistic, parcă planeta întreagă s-ar agita? Care este explicația și ce se întâmplă? Sigur, în Isaia este scris că Domnul a vorbit că va clătina din nou pământul, îl va scutura practic
și aici unde am citit se spune pe alocuri sau mai într-o traducere mai exactă, în diverse locuri vor fi cutremure de pământ, în practic pe întreaga fața pământului. Repet, scopul este acesta, ca noi să nu fim în ignoranță, să știm că este un Dumnezeu care controlează universul, care controlează pământul și care ne dă semnale că El este stăpânul acestui pământ. Noi suntem doar în trecere, suntem doar, să spunem așa, chiriașii, doar trecem pe aici și ne decidem veșnicia. Acesta este scopul omului pe pământ. De altă parte, interiorul pământului este o enigmă încă pentru oamenii de știință. Jules Verne a scris o carte de știință și ficțiune, O călătorie în centrul pământului, dar nimeni nu știe cu adevărat ce se produce, ce procese geologice au loc în adâncimile pământului. Dumnezeu controlează lucrurile acestea, iar în vremea de necaz de pe urmă este scris că vor fi cutremure cum n-au mai fost niciodată pe fața pământului, care pur și simplu vor face insulele să se mute din loc și munții cei mari să fie dărâmați, să fie distruși. Da, mi-amintesc, cred că la cutremurul de la Fukushima de care aminteați, spuneau că inclusiv axa pământului s-a modificat cu o fracțiune de grad, mi se pare. Da, și la cel de anul trecut a fost unul în Nepal care a distrus templele idolatre nepaleze, fiindcă acolo e un loc foarte ocult de închinare idolatră. Se spune că chiar masivul Himalaya a fost mutat din loc câțiva kilometri și acum vor să-i facă din nou măsurătoarea să vadă dacă mai are aceeași înălțime. Pentru că Dumnezeu pur și simplu mișcă rocile acestea cele mai mari, cele mai înalte din, de pe suprafața Pământului ca să dea semnale omului de lucrurile care sunt gata să se întâmple. Domnul a spus că El va veni în ceasul când nu ne gândim, când nu ne așteptăm, însă nu vrea să fim în neștiință de perioada aceasta precedentă. Nu putem ști ziua și ora, dar știm că această perioadă ne anunță, chiar și în lume oamenii își dau seama, că se întâmplă ceva cu lumea aceasta, se întâmplă ceva în climă, de exemplu, și oamenii de știință au vrut imediat să-i dea o explicație științifică, au dat vina pe încălzirea globală, pe emisiile de dioxid de carbon. Ei bine, s-a infirmat această ipoteză pentru că iarna 2016-2017 a fost consemnată drept cea mai geroasă iarnă, cel puțin în Europa, din ultimii 120 de ani. Și asta nu se poate încadra în același tipar cu încălzirea globală. Ar fi trebuit să ne așteptăm la ierni mult mai blânde, mult mai liniștite, din contră, din potrivă. Și lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu, iar omul cu orice explicație științifică pe care ar vrea să o dea, nu face altceva decât să se facă de râs. Am vorbit despre natură. În societate, care sunt semnele venirii Domnului Iisus Hristos în societate? Și societatea va fi marcată de multe mișcări. Un neam se va scula împotriva altui neam, iar în interiorul fiecărui popor vor fi revolte sociale. Traducerile mai exacte ale Scripturii indică acest lucru, că va fi o neliniște socială și este justificată. În parte, întotdeauna în istorie a fost o inegalitate socială, dar acum s-a acutizat. Niciodată n-am ajuns, de exemplu, să avem în lumea aceasta primii opt oameni cei mai bogați ai lumii, să aibă avere acumulată a jumătății celei mai sărace a întregii omeniri. Practic, opt oameni au aceleași active financiare și bunuri imobiliare ca valoare egale cu 3,6 miliarde de oameni pe fața Pământului. Pe de o parte, este clar, este strigător la cer, trăim într-o lume nedreaptă și se vorbește că foarte curând se va ajunge nu la primul miliardar, că deja avem mai mulți miliardari, ci la primul om care va avea o avere de un trilion, adică de 1000 de miliarde de dolari, probabil că va fi Bill Gates. De ce lucrurile acestea? Este foarte clar. Va fi în vremea din urmă un sistem al globalizării care va concentra puterea în mâna câtorva oameni și banii nu aduc altceva decât putere, iar puterea va fi cea care va controla masele. Controlând un număr mic de oameni, poți controla masele populare și Scriptura spune foarte clar că la urmă va fi unul care va reuși să controleze întreaga umanitate. Bineînțeles, asta după plecarea bisericii. Vorbiți despre anticrist. Da, Scriptura îi dă diferite denumiri. Este omul fără de legi, potrivnicul care se înalță mai presus de orice, este vrednic de închinare. Iar în cartea 1 Ioan îi se spune anticrist.
este omul fără de legi, cel care va fi un lider global, un lider mondial, cel pe care îl cere practic umanitatea întreagă, fiindcă nu mai are cine gestiona crizele care se întâmplă pe fața Pământului. De exemplu, acum, până acum, se știe, Statele Unite erau cei care, era țara care gestiona conflictele internaționale. Acum a venit un nou președinte și acesta a spus că vrea să se retragă puțin din scena internațională, să se concentreze în primul rând pe problemele interne ale Americii, să pună America pe primul loc. Și s-a născut imediat întrebarea cine va lua controlul sau cine va fi arbitrul lumii întregi. Și au practic s-a ivit nevoia aceasta clară de un lider global, mai mult decât până acum. Și până acum era clar că era nevoie de un lider global, fiindcă Obama n-a fost un lider global. Dar acum, mai mult ca oricând, este nevoie de o putere și de un om care să controleze ceea ce se întâmplă între diverse națiuni, pentru că aici este scris că vor fi conflicte, războaie și vești de războaie, împărății împotriva alte împărății. Sunt zeci și sute de conflicte, zeci active și sute mognite, conflicte armate pe întreaga fața Pământului. Cine poate să le controleze? ONU deja a dovedit incapacitatea de a gestiona crizele acestea. Este nevoie de o superstructură și de un om, de un lider mondial destul de puternic și de curajos de a-și asuma răspunderea pentru a dirija lucrurile pe Pământ și de a aduce pace, pentru că în primul rând el va fi omul păcii. De aceea în 1 Tesaloniceni se spune că atunci când ei vor zice pace și liniște, atunci va veni acest, practic acest om al fără de lege, anticristul, va aduce pace și liniște, peace and security. Este nevoie de acest om și lumea îl cere, practic, și foarte probabil, foarte curând se va ivi pe scena politică. Nu înainte, repet, ca biserica să fie chemată acasă, pentru că Domnul nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să moștenim mântuirea, să fim împreună cu El. Am vorbit așadar despre semnele vremurilor în natură, în societate și ați amintit și de războaie. Ce ne spun statisticile despre războaie? Războaiele secolului trecut au fost cele mai mortifere din întreaga umanitate. Ele au produs cele mai multe victime. Dar după al doilea război mondial deja avem armele. Niciodată nu s-a întâmplat în istoria întregii umanități să aibă umanitatea armele suficiente pentru a distruge nu odată Pământul, ci de câteva zeci de ori. Dacă nu mă înșel, poate chiar de sute de ori, pentru că întreg Pământul poate fi distrus doar cu 200 sau 300 de arme nucleare, iar, de exemplu, Rusia nu mai are 10.000 de astfel de arme nucleare. Deci noi stăm pe un Pământ minat, sunt 10.000 pe fața Pământului de arme nucleare care ar putea distruge nu doar Pământul acesta, ci mai multe astfel de Pământuri dacă ar fi. Și sunt vești de războaie, sunt lucruri din ce în ce mai înspăimântătoare, pentru că omul este în posesia acestor arme și chiar au făcut, au lansat astfel de amenințări, atât China cât și Rusia, că într-un caz de conflict major le vor folosi. De altă parte, armele nucleare acum au început să vină și către țările arabe. Prima țară musulmană care are astfel de arme nucleare este Pakistanul, iar acum se pune problema că țările arabe din zona Orientului Mijlociu vor avea și ele. De exemplu, Arabia Saudită vrea un astfel de program nuclear și, bineînțeles, Iranul, care a semnat un tratat prin care a suspendat pentru 10 ani programul nuclear. Un tratat care e doar de fațadă, nu e un tratat real, pentru că activitățile lor de, care duc spre a obține o armă nucleară sunt în curs. De asemenea, să nu uităm că există un dictator paranoic, pur și simplu, în Coreea de Nord, care deja are mai multe astfel de 10 de arme nucleare, a făcut cel puțin 5 astfel de probe nucleare și a dovedit că el nu doar că amenință, el chiar are posibilitatea de a le folosi. Cam așa este lumea, este ca un butoi de pulbere. Este nevoie, într-adevăr, de cineva care să facă pace. Și înainte să vină Domnul Păcii, din păcate, este rânduit să vină omul fără de legi. Însă stăm pe un butoi de pulbere. Cel mai important aspect este Israelul. Când ne uităm la ceea ce se întâmplă și la câte bate ceasul omenirii, ne uităm la Israel. Ce ne spune Israelul? Pentru că Domnul însuși a spus că noi va trebui să privim spre smochin și când
Vedeți mochinul și toți copacii, spunea Domnul, când înfrunzesc și vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape, tot așa când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Și smochinul este o imagine a lui Israel, și iar Israel este poporul care indică practic ceasul vremurilor, cât de aproape suntem de venirea Domnului. Israel se află acum într-o situație foarte delicată, cu majoritatea țărilor din prejur care îi doresc pur și simplu dispariția de pe harta lumii, eventual exterminarea tuturor evreilor sau izgonirea lor înapoi în țările de unde au venit, în Statele Unite sau în Europa sau în alte țări. Ei nu vor să accepte că există un stat Israel. Majoritatea manualelor din țările arabe nu prezintă pe hartă existența unui stat Israel, pur și simplu ei nu-l recunosc și sunt multiple amenințări din toate părțile. Ceea ce este interesant de văzut acum că în vremea din urmă este prorocit un război în capitolele 38 și 39 din Ezechiel, un război al mai multor națiuni care vor veni din nord împotriva lui Israel. Și dacă ne uităm chiar acum pe scena politică, pe scena internațională, vedem că în nord, adică în Siria, este un conflict major, durează de 5 ani, iar țările care au venit acolo sunt exact țările spuse în Ezechiel 38, este vorba de Rusia sau Roși, de Gog, împăratul Roșului, Meșecului și Tubalului, este Rusia, în primul rând, cea care liderează această coaliție, în alianță cu două alte mari puteri, cu Persia, adică Iranul de astăzi, care și el are acolo un corp de armată împreună cu miliția arabă Hezbollah, și cu Turcia, care de curând a revenit în alianță cu Rusia. Iată, cele trei mari țări chiar au avut o conferință de pace prin care urmau să aducă pacea în Siria. Scopul nu este Siria în sine, ci stabilirea unor poziții pentru un atac ulterior asupra lui Israel. Israel știe despre lucrurile acestea. Primul ministru al Israelului a vorbit săptămânal și de două ori pe săptămână cu președintele Putin. Sunt amenințări asupra Israelului. În nordul Israelului, în sudul Siriei și în sudul Libanului, s-au strâns peste 100.000 de rachete pe care le au la dispoziție militanții Hezbollah și pe care nu vor ezita să le folosească împotriva Israelului. Sunt mai multe astfel de prorocii date cu exactitate ce se va întâmpla împotriva lui Israel. Cert este că în perioada aceasta, lucrurile acestea, războaiele acestea din Ezechiel 38, din Isaia 17 împotriva Damascului, toate acestea sunt marcate de această expresie. În vremurile din urmă, așa vorbește Domnul, sunt lucruri care se vor întâmpla în vremurile din urmă. Așadar avem un indiciu clar că noi trăim vremurile din urmă. Ce trebuie să facem? Ca și credincioși, lucrurile sunt de natură să ne îngrijoreze și dacă am rămâne doar la această trecere în revistă a mapamondului, la ora actuală ne-am îngrijora cumplit. Ce trebuie să facem noi ca și credincioși, ca și creștini care așteptăm revenirea Domnului Iisus Hristos? Dacă inima noastră este curată și trăim aproape de Domnul, iubindu-L pe El, noi când vedem astfel de lucruri, nu trebuie să ne înspăimântăm sub nicio formă, nu trebuie să ne fie teamă, ci să ne ridicăm privirile în sus, așa a spus Domnul, când veți vedea lucrurile acestea întâmplându-se, ridicați-vă ochii în sus, căci mântuirea voastră se apropie. Este vorba de venirea Domnului, iar cel care îl iubește pe Domnul își dorește din toată inima ca El să revină. Duhul și Mireasa spun vino și cine aude să zică vino, noi ne dorim ca Domnul să vină. Ca și credincioși ne bucurăm că Domnul este aproape să vină. Sigur, nu ne bucurăm de toate nenorocirile lumii acesteia. Atenția noastră, pe de-o parte, trebuie să fie spre cer, de unde așteptăm pe Domnul ca răscumpărător și ca cel care va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului său de slavă. Dar, de altă parte, trebuie să fim atenți la cei de pe pământ, la cei din jurul nostru, să putem să le fim mărturia în această vreme din urmă, să le putem explica ceea ce se întâmplă, să le putem duce un mesaj de speranță, pentru că este posibilitatea de a scăpa de aceste lucruri. Chiar Domnul spune, rugați-vă să aveți putere să scăpați de aceste lucruri și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Deci există o scăpare, iar scăparea aceasta este de a intra în rândul celor mântuiți, de a intra în biserica Domnului prin pocăință și credință. Această biserică va fi înălțată deasupra
necazului care vine peste lumea aceasta, exact cum a fost înălțată corabia lui Noe deasupra apelor potopului. Fiecare om este invitat să facă legământ cu Domnul, să vină înaintea lui să-și predea viața, iar acesta este mesajul pe care noi ca și creștini ar trebui să-l ducem, un mesaj de speranță. Domnul vine, lumea aceasta nedreaptă va avea un final, se va instaura împărăția dreptății, dar înainte de aceasta este o vreme de necaz, o vreme de judecată asupra omenirii. Noi putem scăpa, fiecare om are șansa de a scăpa și credem că Dumnezeu poate să facă un seceriș bogat în țara aceasta, o adevărată trezire a poporului și al nostru și în celelalte țări, ca oamenii să vină în masă la el și să-și predea viețile. Cred că pe măsură ce lucrurile se vor deveni tot mai clare, de altă parte vor fi tot mai mulți oameni care își vor da seama că singura scăpare este în el, în Domnul, și că este momentul, este timpul de a ne împăca cu Dumnezeu, de a-i căuta fața lui, mai mult ca oricând acum. La final, înainte de rugăciune, aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu, dar aș vrea să vă împărtășesc o experiență pe care am avut-o recent. Cu o anumită ocazie am vizitat o familie, cunoștințe, mai în vârstă. Soțul era prin curte, lucra și m-a dus să o salut și pe soția lui, tot mai în vârstă, și dânsa era în cameră, în pat, cu fața la televizor, nici nu s-a mișcat din pat, acolo în pat i-am dat binețe, stătea cu ochii lipiți de televizor. Creștini, de altfel, oameni care, cel puțin la nivel declarativ, îl așteaptă pe Domnul Iisus Hristos. Dar am fost așa de trist și mi-am amintit un text, cred că din Isaia sau Ieremia, în care spunea, uite-te ce fac bătrânii poporului care stau în camere ascunse și se uită pe pereți la tot felul de imagini cu... am fost trist. Ce credeți că ar trebui să facă de fapt un creștin? Da. Să stea cu ochii lipiți așa, drogat de televizor sau... Din păcate, când vorbim de trezire, trebuie să spunem că prima nevoie de trezire există în Biserica Domnului, între cei care se numesc creștini. Pentru că poporul, într-adevăr, a amestecat nelegiuirea cu sărbătoarea și nu mai știu să deosebească ce este bine, de ce este rău, ce este drept, de ce este nedrept. Și ne rugăm Domnului ca să vină o adevărată trezire în mijlocul poporului lui Dumnezeu, în mijlocul bisericii, o chemare la sfințirea vieții, pentru că nu oricum vom ajunge acolo. Repet versetul pe care l-a dat Domnul. Rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de aceste lucruri. Nu sunt lucrurile deja în mâna noastră. Trebuie să fim într-o stare de rugăciune, de trezire, de veghere. De altă parte, Domnul a lăsat scris, oricine are nădejde aceasta a revenirii sale, în el se curățește după cum el însuși este curat. Pe măsură ce ne apropiem de venirea Domnului, ar trebui să ne curățăm știm că vine Domnul. Dacă noi am ști că astăzi vine, că astăzi ne-am prezentat înaintea lui, primul lucru pe care trebuie să-l facem, să ne luăm viața la analiză și să ne curățăm tot ce nu este după voia lui prin mărturisire, prin pocăință. Este nevoie de pocăință în poporul lui Dumnezeu, în primul rând. Este nevoie de o trezire a bisericii, a creștinilor, ca să poată fi martori înaintea celorlalți. Dacă nu se va trezi biserica, Dumnezeu începe să trezească pe cei care nu-L cunosc din afară și chiar văd lucrul acesta întâmplându-se în jurul meu și ar fi trist să vină de la răsărit și de la apus oameni care să intre în împărăția lui Dumnezeu și cei chemați să rămână pe din afară. În fața televizorului. În fața televizorului sau căutându-și să-și mulțească averile sau cine știe ce alte lucruri legate de pământul acesta. Aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu. Aș vrea să amintesc doar un verset din a doua epistolă a lui Petru, capitolul 3. Ziua Domnului însă va veni ca un hoț. În ziua aceea cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cerești se vor topi de mare căldură și pământul cu tot ce este pe el va arde. Dar noi așteptăm un cer nou și un pământ nou în care va domni neprihănirea, spune Domnul. Cu gândul acesta în inimă, cu această încurajare, cu această nădejde frumoasă și clară pe care ne-o dă Biblia, haideți să ne rugăm. Doamne Dumnezeul nostru, mulțumim pentru că Tu stăpânești asupra naturii și asupra sufletelor noastre. Mulțumim că Tu ești Creatorul și Mântuitorul nostru prin jertfa Domnului Iisus de la cruce. Mulțumim, Doamne, că toate lucrurile sunt în mâna Ta, că nimic nu se întâmplă pe pământul acesta fără știrea și fără voia Ta. Și îți mulțumim că ne-ai chemat și pe noi la mântuire. Te rugăm, Doamne, să trezești în aceste ultime clipe ale istoriei, să trezești poporul Tău, să trezești biserica Ta în țara aceasta. Să chem la sfințire, Doamne, să ne trezești pe noi înșine, să ne pregătești pentru ziua cea mare a revenirii Domnului Iisus pe pământ.
Te rugăm să te înduri de neamul acesta, de cei care nu cunosc numele Tău, să mai faci o chemare la mântuire. Să ne ajuți, Doamne, să fim gata, să fie în inimile noastre râvnă și dorință după a vedea fața Ta. Și spunem și noi împreună cu Domnul Iisus, vie împărăția Ta, Tatăl nostru, slăvit fie numele Tău. Amin. Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă prin telefon cu pastorul Aurel Gheorghe, am vorbit despre revenirea Domnului Iisus Hristos. Vreau să precizez foarte clar acest lucru, nu am avansat niciun fel de dată, ci doar ne uităm cu înțelepciunea pe care ne-a dat-o Dumnezeu și cu ceea ce putem să vedem din Biblie la ce se întâmplă în jurul nostru. Este important să fim înțelepți. Nu putem fi nici într-o extremă, nici în cealaltă, ci Dumnezeu ne cere să fim înțelepți. Am vorbit despre ceea ce se întâmplă pe planeta noastră, în natură, în societate, în războaie și, evident, ne-am uitat la Israel. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei de astăzi, cu nădejdea revenirii Domnului Iisus Hristos. Vă spun, așteptați-L, El va reveni. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!